Bună dimineața! Hai să începem cu rândul 13. Punem aici materialul strategic. Așa, ne desfacem niște ață. Să-mi stea pe jos și începem cu începutul. Aici m-am atașat cu un ochi alunecat sau cu un picior mic. Mă ridic cu 4 ochiuri de lanț. Din fiecare picior dublu ridic un alt picior dublu și le lucrez toate împreună, pentru că am și ochiurile astea de lanț în început. Și o să le lucrez toate împreună. Acum o să am 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5. Și acum, nu în prima, în a doua arcadă, voi lucra 3 picioare duble, adică cu 2 jeteuri, 3 picioare duble, da? După aia, două ochiuri de lanț, să-mi iau niște ață pe deget. Două ochiuri de lanț și în aceeași arcadă fac cele 3 picioare duble. Am făcut aici ceva urât, așa, refac. 5 ochiuri de lanț. 3, 4, 5. Deci aici am lucrat, ăsta îl sar și mă duc în al doilea și fac un picior mic sau scurt, cum spun alții. Iar își facem 5 ochiuri de lanț. Sar o arcadă, mă duc în a doua. Și iarăși fac 3 picioare duble, 2 ochiuri de lanț, 3 picioare duble. Trei ochiuri de lanț. Ceea ce îmi dă de gândit, de ce aici au făcut 5 ochiuri de lanț în capăt și aici merge cu 3 și aici merge cu 3 și aici. Bine, hai că facem și noi. Atunci când mergem în partea opusă, simetric, o să avem tot 5 ochiuri de lanț și apoi cele 3 picioare duble lucrate împreună, în simetrie, cum ar veni. Bun, hai să continuăm conform modelului. Acum avem cele 3 picioare duble. Pe care le lucrăm împreună. Ce am luat din fiecare și le închid. Două ochiuri de lanț. Acum modelul sugerează să lucrez în același loc 3 picioare duble, dar o să stresați firul, așa că o să fac eu 3 picioare duble, așa cum vin pe arcada care urmează, 2 ochiuri de lanț și iarăși 3 picioare duble. Lasă că s-or face ele vantai mai încolo. Nu stresăm materialul inutil. Două ochiuri de lanț. Acum, la noi, segmentul ăsta o să se închidă în felul următor. Iau din fiecare picior care urmează câte un picior dublu
și le închid deodată. Un ochi de lanț și mă duc la următoarele picioare triple, de unde iau tot așa, cât un picior triplu. Și iarăși le lucrez toate împreună. Două ochiuri de lanț. Suntem în arcada următoare, unde facem trei picioare duble. Două ochiuri de lanț, trei picioare duble în același loc. Adică pe aceeași arcadă. Două ochiuri de lanț și acum suntem pe mijloc, la segmentul din mijloc, luăm câte un picior dublu din fiecare. Și lucrăm toate picioarele împreună. Trei ochiuri de lanț. Mă duc în a doua arcadă și voi face trei picioare duble. Două ochiuri de lanț. Trei picioare duble în aceeași arcadă. Cinci ochiuri de lanț. Au, nu, 5, 3 numai. Da, e posibil, păstrăm 3. Deci aici, pe mijloc, o să avem câte 3 ochiuri de lanț de o parte și de alta. Și aici vom avea, opa, scuză-mă că te-am mișcat, aici o să am câte 5. Înspre capete și aici e mijlocul. Aici o să avem câte 3, aici câte 5. Înapoi la lucrul nostru. Deci 3 ochiuri de lanț. Ăsta îl sar, lucrez în al doilea, fac un picior mic, trei ochiuri de lanț. Acum, chiar dacă veți greși, nu-i mare tragedie, pentru că două ochiuri de lanț în plus sau minus, tot acolo vi. Sar în a doua arcadă și fac cele trei picioare duble. Două ochiuri de lanț și în aceeași arcadă iarăși trei picioare duble. Trei ochiuri de lanț. De aici, din fiecare picior, iau, sar arcada asta. Mă duc în picioarele astea duble și iau câte un picior dublu și le lucrez toate împreună. Și, bineînțeles, fac cele două ochiuri de lanț. În arcada asta o să fie cele trei picioare duble, două ochiuri de lanț. Adică modelul merge simetric. Și să repetă. Deci ne întâlnim la locul unde se îmbină lățimea cu lungimea. Da, aici aveți o privire generală asupra lățimii. Închidem segmentele astea, inclusiv ăsta. O să se oprească și ăsta o să se oprească aici, pentru că o să vină niște evantaie pe capete. Aici pregătim. Vai, am un nou setup și nu sunt obișnuită să-l feresc. Bun, acum facem 5 ochiuri de lanț. Și în arcada asta din evantai voi avea iarăși 3 picioare duble.
două ochiuri de lanț, trei picioare duble în același evantai. Trei ochiuri de lanț. Nu, chiar cinci ochiuri de lanț, mă scuzați. Deci cinci ochiuri de lanț și mergem la picioarele astea triple. Voi lua din fiecare câte un picior dublu. Deci le lucrăm așa, trei bucăți. Două ochiuri de lanț. Vedeți, să închide segmentul. Mă duc la următorul grup de trei picioare. Fac câte un picior dublu în fiecare. Fac cinci ochiuri de lanț. Am ajuns la coloană. Deja pregătim iarăși terenul și aici pentru evantaile care vin în capăt. Deci în capăt mă refer în porțiunea asta care urmează aici. Și fac trei picioare duble. Da, deci o trebuie să-mi iau sirena în brațe. Trei picioare duble. Două ochiuri de lanț și iarăși trei picioare duble în același loc. După care se va face un lănțișor de 5 ochiuri și mergem în următorul grup de 3 picioare duble. Unde, bineînțeles, puteți bănui că se repetă modelul, pentru că aici se închid segmentele ușor. Bun, ne vedem la rândul 14. Uite și rândul 14. Să-mi deșir iară ața. Și ne ridicăm cu 5 ochiuri de lanț. Intrăm direct la evantai. Și vom face 3 picioare duble. Două ochiuri de lanț. Și 3 picioare duble în același loc. Facem după aia 7 ochiuri de lanț. Și mergem la următorul evantai. Porțiunea asta o sărim complet și intrăm la următorul evantai. Și facem 3 picioare duble. Două ochiuri de lanț și iarăși trei picioare duble. Adică eu le spun astea cu două jeteuri. Facem din nou 7 ochiuri de lanț. Sărim porțiunea asta și mergem la următorul evantai și facem iarăși în interior trei picioare duble două ochiuri de lanț trei picioare duble
Abia acum fac numai 5 ochiuri de lanț. 3, 4, 5. Și o să mă arunc cu croșeta cu un picior scurt exact unde s-o încheia segmentul ăsta din laterală. Și mai fac 5 ochiuri de lanț. Deci să pun lucrul jos să se vadă mai bine. Aceasta fiind lățimea, toată porțiunea asta. Am avut segmentarea asta. Aici s-a închis. Și aici, aici s-a închis iarăși. Și aici voi intra cu 5 ochiuri de lanț, un picior mic sau scurt și iarăși 5 ochiuri de lanț. La fel voi face și în porțiunea asta. Să țineți mintea. Bun, mergem mai departe. Mă duc la următorul evantai și fac iarăși 3 picioare duble. Două ochiuri de lanț, 3 picioare duble. Șapte ochiuri de lanț. Sar asta și mă duc la următorul evantai. Și fac 3 picioare duble, 2 ochiuri de lanț, 3 picioare duble. Foarte simplu. Bineînțeles, 7 ochiuri de lanț. Și suntem deja pe mijloc. Sărim secvența asta ce avem aici de sub, mergem la următorul evantai și facem 3 picioare duble. Două ochiuri de lanț, 3 picioare duble. Tot în arcada asta. Urmează 7 ochiuri de lanț și modelul este simetric, să țineți minte, aici o să fie, să dăm o focalizare, aici o să fie iarăși o secvență de evantai și o să mai facem 5 ochiuri de lanț, nu uitați că vă prindeți cu picior mic aici, unde se închide secvența din rândul anterior. Dacă fac așa, o să se vadă mai bine. Și iarăși 5 ochiuri de lanț și mergeți la următorul evantai. Și tot așa. Ne întâlnim aici. Suntem la coloana asta. Unde se îmbină lungimea cu lățimea. Facem 5 ochiuri de lanț. 5 ochiuri de lanț și cu picior mic mă bag aici unde am încheiat cele 3 piciorușe duble și iarăși fac 5 ochiuri de lanț 2, 3, 4, 5 și acum mergem la primul evantai care vine din lungime. În fiecare picior mare, un picior dublu, voi face un picior dublu. Tot aici lucrăm. În spațiu. Vom face
Trei picioare duble. Două ochiuri de lanț și iarăși trei picioare duble, tot în spațiul ăsta format din lanțișoarele din rândul anterior. Și acum mai facem în fiecare picior dublu tot câte un picior dublu. Fac 5 ochiuri de lanț. Acum în fiecare picior dublu iau câte unul și le lucrez împreună. Deci odată iau din coloana din dreapta. Le lucrez toate împreună, fac un ochi de lanț. Pentru că îmi cere modelul. Și iarăși, din următoarea coloană, fac câte un picior dublu. Le lucrez împreună. La final. Așa, acum le închidem. 5 ochiuri de lanț. Și mergem la următorul. Acum suntem pe coloanele astea, dintre segmente. Și pregătim altfel de model. În fiecare picior dublu facem câte un picior dublu. În spațiul ăsta vom face trei picioare duble, două ochiuri de lanț, trei picioare duble. Și câte un picior dublu în fiecare care urmează. Cinci ochiuri de lanț. Deci totul se repetă. De aici luăm câte un picior. Le lucrăm toate trei împreună. Iau ochiul de lanț și iarăși câte un picior dublu din fiecare. Și ne apropiem ușor de final. Uite, și rândul 15, problema e că nu mai am atâtica material și nu știu dacă mi-ajunge pentru 4 rânduri de-am înainte. Clar nu mi-ajunge, dar nici problemă. Lucrăm cu ce avem. Și uite că mai avem o greșeală pe tipăritură. Aici trebuie să fie picioare duble, deci cu încă o linie. O să mă duc cu picioare alunecate până la primul picior dublu. Și acum fac 4 ochiuri de lanț. În fiecare picior dublu mai fac câte un picior dublu. În spațiu
Din rândul anterior facem 3 picioare duble. 2 ochiuri de lanț. Și iarăși 3 picioare duble în același loc. Și în fiecare picior dublu voi face încă un picior dublu. După aia am 3 ochiuri de lanț și mă duc la următorul evantai, unde voi face 3 picioare duble, unul după altul, pentru că e un picior, două picioare, deci unul după altul, așa mă gândesc eu. Și în spațiul ăsta dintre picioare avem 3 picioare duble, 2 ochiuri de lanț, 3 picioare duble în același loc. Și acum cele 3 picioare duble de margine. Trei ochiuri de lanț. Și mă duc la următorul evantai. Și voi face exact ce v-am arătat aici, pe toată lățimea. Ne întâlnim unde s-ambină râul cu marea. Aici e coloana de final pentru lățime. Și inclusiv aici voi avea cele 3 ochiuri de lanț. Și mă duc direct în evantai următor. Și acum o să fie ceva de genul că în fiecare picior dublu fac câte un picior dublu. Până ajung la spațiul ăsta format din cele două ochiuri de lanț din rândul anterior. Și acum suntem în punctul că pur și simplu nu ne mai interesează câte picioare avem aici, că fie câte. De aici încolo nu ne mai afectează cu nimica la model. Și acum, când am ajuns la spațiul ăsta, voi face în interior 3 picioare duble. 2 ochiuri de lanț și tot aici 3 picioare duble. Și fac în fiecare picior dublu de aici încolo câte un picior dublu. Pentru liniștea voastră, 6 pe parte, 6 pe cealaltă. Dar v-am zis, de acum înainte nu ne mai afectează pe noi modelul. Dacă îl greșim la numărătoare. Și acum facem 5 ochiuri de lanț. Și unde avem grupele astea făcute, facem câte un picior mic între ele. Și iarăși 5 ochiuri de lanț. Și mergem la următorul evantai și facem în fiecare picior câte unul dublu.
Și în interior facem aici trei picioare duble. Două ochiuri de lanț, trei picioare duble. Și iar avem picioarele astea duble, una peste alta. Și tot așa. Da, și să nu uitați. Cele 5 ochiuri de lanț. 3, 4, 5. Și aici, între picioarele astea, lucrate împreună, facem piciorul mic și cele 5 ochiuri de lanț. Și am chiar că se repetă și nu mai are rost să mă repet și eu din gură.